Emisiune susținută de Tefal, Domeniul Bogdan și Aqua Carpatica. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunteți la cină și vă mulțumim pentru asta. Este emisiunea în care șeful Adică Dean gătește, iar eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a primi, cum se cuvine, invitații la masă și pentru a le oferi o porție dublă de întrebări cu gust. Invitatul nostru din această seară este psihoterapeutul Gaspar Gheorghi. În toată această perioadă, din pricina pandemiei, foarte mulți români au ajuns la psiholog sau au ajuns mai des la psiholog din cauza stărilor de panică, anxietate, depresie, nesiguranță. Despre toate acestea vom vorbi în această seară la cină. Bun găsit, Adi! Ce faci? Păi uite, mă gândeam, ce zi sau ce moment mai potrivit decât sâmbătă seara când ne-am liniștit să vorbim și noi despre cum ne-a luat capul pe toți. Păi ne-a luat capul pe toți și trebuie să recunoaștem asta. Este important să știm ce-i de făcut, nu? Mai să știi că eu nu m-am simțit niciodată mai bine. Serios? Da. Cum faci? Dă-ne rețeta. Nu vă dau rețeta, că e complicat, vine pe persoană fizică, dar pot să spun ce mâncare vă fac pentru seara asta. Știi că m-am gândit că până acum le-am făcut tuturor invitațiilor felul 2, cum ar veni, știi? Dar nu zice nimeni că dacă ești la cină nu ai voie să mănânci o zamă. Și pentru că... Abia aștept. Da, doctorul Gaspar și cu mine suntem oarecum vecini de județ, știi? Adică eu am crescut în Maramure și în Satul Mare. Vă știți? Da, ne știm. Nu ne știm background-ul chiar atât de bine, știi? Dar pe de altă parte, diferențele culturale și inclusiv gastronomice nu sunt chiar atât de mari între Sătmar și Maramureș. E practic aproape același lucru. Cu niște mici diferențe semnificative, dar aproape același lucru. Am zis să vă pun pe masă în seara asta o mâncare care îmi place și acum, știi? Dar când eram copil îmi plăcea foarte, foarte tare. E o zamă din asta cu cartofi și cu afumătură și cu morcovi, un pic de păstârnac, ceapă verde, usturoi verde, ardei și cam asta e tot. Pui și tarhon? Normal, cum? Păi nu merge altfel, nu? Ungură, nu mai suntem. Avem timp să gătim sau să gătești, ca să mă exprim corect, avem, totuși? Că se face foarte repede, adică 35-40 de minute este gata. Vorbim până la urmă despre niște legume și vorbim despre afumătură, care este crud uscată sau care poate să fi fost și afumată la cald sau, mă rog, ce mai are omul prin gospodărie. Dar afumătură fiind, o taie în bucăți mici, se gătește destul de repede. Legumele se gătesc și ele foarte repede, ai dat un clocot, la urmă mai face o îngroșală de smântână cu niște gălbenuși, că așa se întâmplă pe la noi în partea asta de nord-vest a Ardealului, și tarhon, normal, e, practic tarhonul chiar e normal. Un pahar cu apă bei? Întotdeauna. Pentru tine l-am pregătit, uite. Îți mulțumesc frumos. Noi Poftim? Suntem peste 70% apă și de aia e foarte important să ne menținem hidratați, știi? Să ne hidratăm și să lucrăm. Cheers! Psihoterapeutul Gaspar Gheorghi vine în această seară la cină. Bună seara, bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Te rog, ia loc! Mulțumesc frumos! Am pronunțat corect numele? Da, că da, la prenume bine, nu am mulțumesc, emoții mari. Mulțumesc, e foarte bine pronunțat. Cât de ocupat ai fost în această perioadă? Cât de mult a crescut numărul celor care apelează la psihoterapeut acum în pandemie? Aș îndrezni a spune că e una dintre cele mai ocupate perioade de când sunt terapeut și practic meseria asta de mai bine de 15 ani.
Și anul 2020 a venit cu multe schimbări în viețile oamenilor și o mare parte dintre ei și-au dat seama că au nevoie de ajutor. Însă, din păcate, e valabil pentru un procentaj foarte scăzut din populația României. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în provincii, în orașele mai mici, acolo deja, din păcate, colegii mei nu beneficiază de aceeași deschidere din partea clienților sau a pacienților. Însă, în București, aș îndrăznea spune că atât persoanele care vin pentru terapie individuală, cât și companiile și-au dat seama că au nevoie să le ofere angajaților servicii de sănătate mentală. Cum știm când avem nevoie de ajutor? Poate eu cred despre mine că sunt în stare să-mi gestionez singură anxietatea sau gândurile negre. Mă, uite, așa știi. De regulă, dacă ne uităm cu atenție în jurul nostru, ne dăm seama că ceva parcă nu e tocmai așa cum ne-am dorit să fie. Fie în interacțiunea cu copilul apar mai multe conflicte, fie în relația cu partenerul certurile nu se mai rezolvă atât de ușor pe cât s-a întâmplat în trecut, fie ne dăm seama că la muncă nu mai suntem atât de productivi pe cât eram obișnuiți să ne implicăm în partea profesională, fie ne spun cei din jur că poate ar fi bine să vorbești cu cineva, poate ar fi bine să cere ajutor din partea unui specialist. Deci cumva mesajele vin de fiecare dată, doar că ce am observat eu e că pentru noi românii e foarte dificil să îndrăznim să spunem am nevoie de ajutor, mai ales atunci când vine vorba de sănătatea mentală. Pentru că am crescut cu aceste mesaje că la un terapeut merg doar cei care nu sunt chiar ok din punct de vedere cognitiv și atunci încă există acest mit destul de dezvoltat. Și vedem asta în special atunci când ne este foarte, foarte greu și avem îndoieli cu privire la propria persoană, ne scade stima de sine, atunci e și mai dificil să îndrăznești să intri pe internet și să cauți un terapeut sau chiar să suni și să vorbești cu un specialist pentru a-ți face o programare. Cum s-au desfășurat ședințele de psihoterapie acum în pandemie? Pentru că n-au mai venit oamenii la tine la cabinet, au intrat online exact. Cu tine. Un pic dificil pentru că intrau online de acasă, unde cumva familia era în camera de alături. Exact, exact. Pe întreg parcursul stării de urgență, toate ședințele de terapie le-am făcut doar online și a fost o mare provocare pentru părinți, pentru oamenii care nu locuiau singuri într-o încăpere, pentru că acei clienți care nu au fost în izolare cu alte persoane din familie au avut libertatea necesară și pentru ei a fost greu că nu se puteau întâlni cu cei dragi. Însă foarte mulți părinți au făcut terapie din baie, din mașină, au coborât în parcare. La un moment dat, pe la sfârșitul lunii aprilie, început de mai, unii dintre ei au ieșit pe terase. S-au protejat în contextele în care li s-a oferit puțin spațiu psihologic și fizic pentru a putea să pună în cuvinte toate acele lucruri care erau greu de exprimat în fața membrilor familiei. N-a fost chiar ușor. E mai ușor când ești în fața unui calculator sau atunci când ești față în față cu cel care îți poate trata fricile? Pentru mine, terapeut fiind, e mult mai ușor față în față. Și mi-am dat seama destul de repede că e un mare consum de energie psihică să te uiți la un ecran de dimineață până seara. Sigur că ședința de terapie durează doar 50 de minute, însă pentru că numărul de clienți e foarte crescut, nu se creează aceeași conexiune care se produce atunci când suntem fizic în aceeași încăpere. Mai mult decât atât, creierul meu de terapeut e obișnuit să obțină informații din mai multe surse, nu doar din ceea ce exprimă clientul, ci inclusiv din felul în care stă pe canapea, din felul în care își mișcă mâinile, picioarele și așa mai departe. Tu acum te uiți la mine și mă analizezi un pic? Nici vorbă, încerc doar okay. Să răspund în așa fel încât să aibă sens ceea ce transmit, însă e o întrebare pe care o primesc foarte des din partea oamenilor, dacă îi analizez în momentul în care vorbesc cu ei. Și care-i răspunsul? Și le spun că nu fac asta decât în cabinet și doar dacă sunt plătit. Nu fac analiză în mod gratuit, deci toată lumea se poate simți în siguranță alături de mine. Revenind la întrebare, mulți clienți mi-au spus că abia au așteptat să ieșim din starea de urgență pentru a putea să revină în cabinet, pentru că au simțit și ei că nu e aceeași energie, că nu se creează aceeași intimitate de care e nevoie pentru a-ți pune sufletul pe tavă. Nu se poate face psihoterapie oriunde și oricum. Că dragostea durează 3 ani am aflat dintr-o carte, citind-o în adolescență. Am aflat în această seară că o ședință de psihoterapie durează 50 de minute. În medie 50 de minute.
Cred că e nevoie? Cred că Freud a fost cel care la un moment dat și-a dat seama că o perioadă mai scurtă de 50 de minute s-ar putea să nu fie suficientă pentru ca persoana care vine la terapie să poată să exprime tot ceea ce are nevoie să pună în cuvinte. Și o perioadă mai lungă, de regulă, iar ne-i recomandat, cu excepția cazurilor în care lucrăm cu întregul sistem familial. Există și ședințe de psihoterapie de familie, acolo unde vin mai mulți membri din familie și atunci e nevoie de ceva mai mult timp pentru ei. Mulțumesc frumos! Cu plăcere! Oprim un pic dialogul, îl vom continua pentru că sunt multe alte întrebări care se ridică mai cu seamă în această perioadă, când pare că am pierdut ceva de simțim nevoia să ne adresăm mai des în această perioadă unui psihoterapeut, dar intră în scenă Adi Hădean și n-a venit cu mâna goală. Miroase foarte bine! Am făcut o mâncare cu care eu sunt obișnuit de când eram copil. E ceva ce bunica făcea, mama făcea. E o zamă din asta cu cartofi și cu afumătură. Mm. Și e cumva caracteristică zonei. Mă gândesc că poate ai întâlnit-o și tu în copilăria ta sau... Absolut. Și da. Adult fiind. Pentru că Maramureș și Satu Mare nu sunt chiar atât de diferite din foarte multe perspective. Da. Și din perspectivă culinară mai ales. Asta e o zamă făcută pe niște oase. Mm-hmm. Care, teoretic, nu mai au așa o mare valoare din punct de vedere comercial, dar din punct de vedere nutritiv au o valoare foarte mare dacă le tratezi așa cum trebuie. Ele au fost și afumate, se poate fi păstrate mai mult timp, mai au și un pic de cărniță pe ele. Nu e cine știe ce, adică nu e carnea pe care ai pune la o friptură. E ce a rămas acolo. Dar ce a rămas acolo, pus la fiert, la foc mic și cu niște legume, dă un rezultat minunat. E delicios. Mulțumim. Nu mai țin, mâncați că poate se răcește. Poftă bună! E delicioasă și am rezonat extrem de mult cu ceea ce ai spus, Adi, legat de impactul pe care îl poate avea un gust cunoscut asupra stării noastre de bine. Și de regulă le recomand clienților mei atunci când trec prin perioade foarte dificile de viață să-și reamintească perioadele frumoase din copilărie și cred că gustul mâncării ne poate ajuta să reactivăm niște trăiri pozitive în universul nostru interior atunci când viața e foarte, foarte grea. Care este gustul copilăriei tale? E un gust dulce. Bunica din partea tatălui, o ungroaică veritabilă, obișnuia să gătească sărat cu dulce și de foarte multe ori la cină aveam mâncare de cartofi cu puțină carne și compot de prune în bază de murătură. Și e unul dintre cele mai plăcute gusturi atunci când vine vorba de copilăria mea. Și acum când am ocazia să merg în Ungaria, încerc să merg cât de des se poate, profit de combinația aceasta de dulce și sărat, care pentru corpul meu, apropo de memoria biologică, înseamnă foarte mult. Hai să profităm de prezența psihoterapeutului la masă, la cină, în această seară și să obținem această consultație gratis. N-ai auzit că nu... Nu merge, nu? Cam cât costă o ședință de psihoterapie? Depinde de nivelul de specializare al terapeutului, depinde de experiența clinică pe care o are terapeutul. Cred că la nivel național e undeva între 100 și 350 de lei. Depinde și cât ești de dus tu. Pe ședință. Hai să vedem cât de duși suntem, apropo de exprimarea ta, Adi. Spuneam înainte să ne apucăm să mâncăm. Sper să nu creadă cineva că am fost serios, știi? Uneori am... simt nevoia să mai pun un asterisc, bă, am glumit. E grav dacă explici să gluma, nu, să trebuie, știi. Nu trebuie să fii dus ca să ajungi la terapie. E destul să fii un pic plecat. Hai să aflăm ce ne-a lipsit foarte tare în această perioadă. Sunt deja luni bune, da? Mai bine de un an, da, de când trăim vremuri grele, de când trăim această pandemie. Ce ne lipsește de simțim nevoia să venim către un psiholog? Cred că ne lipsește foarte mult predictibilitatea și stabilitatea, acel sentiment că poți să-ți faci planuri pentru următoarele săptămâni sau următoarele luni. Ne lipsește libertatea de a ne împărți viața în așa fel încât să fim și acasă, dar și în afara locuinței. Și odată cu pandemia, activitățile multora dintre noi s-au înghesuit cumva în apartamentul sau în casa în care locuim și ne-am dat seama că, de fapt, până și cea mai mare casă s-ar putea să fie extrem de puțin încăpătoare.
ajutoare exact atunci când vine vorba de mai mulți oameni dragi de altfel care locuiesc în aceeași încăpere. Ne lipsește de asemenea posibilitatea de a ne descărca emoțiile și altfel decât prin ceartă sau conflict, pentru că, de exemplu, în momentul în care cineva merge la cumpărături, în momentul în care cineva duce copilul dintr-o parte în alta, își folosește corpul și mai descarcă din acele sentimente, trăiri, din acei hormoni care sunt greu de gestionat altfel. De asemenea, ne lipsesc întâlnirile cu cei dragi, mesele în jurul cărora ne adunăm și ne bucurăm de obicei de câte un eveniment. Ne lipsesc foarte mult, exact, îmbrățișările, atingerile, vacanțele. Apropo de atingeri și de îmbrățișări, noi oamenii suntem configurați neurobiologic pentru a trăi în relații, ceea ce înseamnă că în momentul în care o persoană de încredere mă ia în brațe sau mă atinge, creierul meu produce o serie de hormoni care mă pot ajuta să intru într-o stare de relaxare, de liniște, să-mi fie mult mai bine, mult mai ușor. Iar asta le-a lipsit în special bunicilor, părinților noștri în această perioadă. Și chiar și nouă, celor mai tineri. Și chiar și nouă, exact, celor, mai ales acelora care nu au copii, pentru că de regulă în perioada asta copiii au devenit foarte dornici să fie luați în brațe, să doarmă cu părinții, să fie cât mai aproape de părinți, pentru că asta îi ajută pe ei să gestioneze mult mai ușor perioadele dificile. Cine sunt pacienții tăi? În cabinetul meu, clientul e de regulă relația. Eu sunt specializat în psihologia relațiilor și lucrez cu relația părinte-copil, cu relația de cuplu, cu relația dintre un om și sistemul profesional din care face parte, cu relația cu propria persoană. Deci aș îndrăznea să spune că, de fapt, clientul, la modul cel mai real, e relația. Izolarea a amplificat, spuneai un pic mai devreme, problemele din cuplu. Cuplurile sunt mai degrabă, nu? Cele care vin către un psihoterapeut. Să știi că, într-un mod interesant, nu. Le este mult mai ușor românilor să ceară ajutor pentru copiilor. Și nu vin transmițând mesaje de genul că mie, în calitate de tată sau în calitate de mamă, mi-e greu să mă mai înțeleg cu școlarul din familia noastră sau cu adolescentul, ci încă există, din păcate, această tendință de a duce copilul la terapie pentru a fi reparat, în ghilimele. Doar că, de regulă, un terapeut cu suficient de multă experiență va putea să abordeze părintele sau familia în așa fel încât să-i transmită adultului că e mult mai bine dacă rămân părinții în terapie, pentru că, de regulă, de la cap se împute peștele. Și dacă părinții reușesc să gestioneze suficient de bine conflictele dintre ei, problemele specifice relației părinte-copil, copilul nu va avea probleme comportamentale. Pentru noi, terapeuții relaționali, problemele de comportament ale copilului sunt de cele mai multe ori un indicator al faptului că la nivel de familie lucrurile nu funcționează bine. Și atunci cel mai vulnerabil, cel mai sensibil membru din familie, în ghilimele, se sacrifică pentru a duce familia la terapie. Vine mai degrabă mama sau mai degrabă tatăl, femei sau bărbați? Pentru că bărbaților le este destul de greu să accepte că sunt slabi, nu? Pare rușinos. Sigur. Ca un bărbat să fie slab. Fără doar și poate, atât în România cât și la nivel internațional, numărul cel mai mare de solicitări din partea femeilor. Mamele, partenerele din cuplu, femeile care doresc să îmbunătățească sub o formă sau alta interacțiunea cu cei din jur, sunt mult mai curajoase femeile. Într-adevăr, le e mult mai la îndemână să-și exprime problemele în cuvinte. Noi, bărbații, din păcate, nu avem această deprindere suficient de bine dezvoltată și mulți bărbați preferă fie să consume alcool, fie să consume mai multă mâncare decât ar trebui, fie să se ducă foarte mult sau periculos de mult către muncă sau alte comportamente care pot avea aceeași valoare de descărcare, dar care, de fapt, ne complică existența și viața pe termen lung. Ar putea să alerge, de pildă? Ar putea să și alerge, sigur. E și asta o strategie care merită aplicată, dar pentru foarte mulți oameni nu e atât de la îndemână această strategie. E mult mai ușor să ne implicăm în acele comportamente față de care avem cumva o deschidere. La noi în familie, tata a avut o dependență de alcool foarte urâtă. Eu am reușit să o evit, însă nu am evitat dependența de muncă și e o provocare pentru mine de câțiva ani buni încoace. Lupt la modul cel mai serios pentru a-mi organiza viața în așa fel încât să nu-mi consume munca prea multă energie. Pot întreba cum ai reușit să ții departe dependența de alcool?
Cred că e un tipar specific oamenilor. Ce am observat în practica clinică e că în momentul în care într-o familie unul dintre părinți sau ambii părinți au astfel de dificultăți, sunt de regulă două posibile traiectorii în viață. Fie și copilul va repeta comportamentul părintelui, fie va face tot posibilul pentru a fi cât mai diferit de părinte. Și atunci dezvoltă această rezistență la tot ceea ce înseamnă alcool. Eu mai consum alcool din când în când, însă sora mea, care este cu 4 ani mai mică, nici măcar la sărbători sau evenimente speciale nu își permite să se apropie de alcool. E atât de mare rezistența, pentru că, din păcate, alcoolul a adus multă suferință în familia noastră. Ai mai povestit că ai trăit în casă, în copilărie, cu un tată dependent de alcool și cu o mamă care a luptat ani buni cu depresia. Cât de tare te-au afectat pe tine afecțiunile lor? Foarte tare. Pentru că în momentul în care crești într-o casă, într-o familie, în care modul în care adulții își gestionează problemele e acela de a consuma alcool sau de a se victimiza, lăsându-se cumva pradă emoțiilor dificile, e foarte greu pentru un copil să aibă o perspectivă sănătoasă asupra vieții. E foarte greu pentru un copil să fie optimist, să-și păstreze speranța dacă nu beneficiază de o modelare comportamentală potrivită din partea adulților. Te întrerup doar puțin. Spui, e foarte greu pentru un copil. Mm-hmm. Ți-a fost foarte greu, de fapt. Pare că vorbești despre altcineva. Ai trăit cu teamă? Am trăit cu foarte multă teamă și foarte multă anxietate. Vorbesc uneori la persoana a treia, pentru că e o tehnică psihologică. În momentul în care avem nevoie să integrăm un pic mai bine părțile dificile și complicate din povestea vieții noastre, e mult mai simplu pentru mintea omului dacă vorbește la persoana a treia decât dacă subliniază din nou și din nou cât de dificil i-a fost la persoana întâi. Dar revenind, da, a fost, nu mi-aș dori să mă întorc în copilăria mea. Sunt unul dintre acei adulți care nu are foarte multe amintiri pozitive în ceea ce privește anii copilăriei și sunt de asemenea copilul care și-a dorit să devină adult pentru a nu mai depinde de alții. Ai fost un copil invizibil? Cartea este povestea ta? Da, cartea Copilul Invizibil conține destul de multe pasaje din povestea noastră, de viața mea și a familiei în care m-am născut. Și am fost un copil la fel de invizibil ca foarte mulți alții. În acele vremuri, părinții nu aveau acces la informații, nu aveau exemple concrete pe care să le urmeze și era acest tipar, acest trend, cred că nu doar în satul mare, probabil că la fel a fost și în județul Maramureș, de a obliga copilul să facă ceea ce trebuie, de a se plia de fiecare dată în funcție de dorința adultului, în funcție de ceea ce considera adultul că e potrivit. Le sunt foarte recunoscător însă al lor mei că nu a existat violență fizică. Nici între ei și nici în interacțiunea cu copiii au fost multe certuri din cauza conflictelor dintre părinți, însă violența fizică a fost departe de noi și asta cred că m-a ajutat să pot să depășesc un pic mai ușor dificultățile copilăriei. Din copilul invizibil ai devenit psihoterapeutul vizibil. Cum a apărut această transformare? De la copil invizibil la adult destul de vizibil. Undeva în timpul liceului, mi-aduc aminte foarte clar și acum, am purtat o conversație cu niște prieteni care făceau parte dintr-o familie înstărită și le-am promis că voi face tot posibilul în această viață pentru a ajunge mult mai departe decât au făcut-o părinții mei. Cred că eram deja în acel punct al vieții în care mă rușinam destul de mult de lipsa de bani din familia noastră. Percepeam foarte clar diferențele care existau între felul în care sunt eu îmbrăcat și felul în care erau îmbrăcați prietenii sau colegii mei de clasă. Și cumva mi-am dat seama că se poate obține mai mult de la această viață. Nu știam exact cum, nu îmi dădeam seama care va fi drumul și care va fi calea, însă mi-am promis că voi face tot posibilul pentru a depăși condiția și am ajuns să urmez facultatea de psihologie din întâmplare. N-a fost ceva ce să fie ales în mod intenționat sau conștient într-o primă fază. Iar după ce am terminat facultatea la Cluj, m-am întors la satul mare și am avut o altă cădere psihică. Mi-am dat seama că nu mai am perspectiva asupra viitorului. Și acesta este un alt moment pe care mi-l amintesc foarte clar. Era o după-amiază, eram în sufragerie, pe o canapea, nemulțumit de viața mea și mă întrebam oare cum voi reuși să depășesc condiția părinților mei. Sigur că eu terminasem facultate, părinții mei nu aveau studii medii.
Și atunci a venit un alt gând, și anume ce ar fi dacă aș deveni unul dintre cei mai vizibili terapeuți din România. Gând care recunosc că m-a rușinat foarte tare, pentru că eram în satul mare, eram un nei ca nimeni, nu îmi dădeam seama ce înseamnă să fii un terapeut vizibil într-o țară în care psihoterapia nu e cu adevărat promovată, în care psihoterapia nu e considerată o valoare sau un domeniu științific sau parte din sănătate. Însă cred că Dumnezeu m-a auzit, am o relație aparte cu divinitatea și perseverența mea, dorința, reziliența de a răzbi m-au ajutat să ajung astăzi, de exemplu, la voi în emisiune. Mi-e greu cu notorietatea, pentru că sunt un tip foarte introvert, timid, anxios din punct de vedere social și pot să mă manifest foarte bine în grupuri mici de oameni, pot să mă manifest destul de bine, aș îndrăznea spune, atunci când vine vorba de conținut științific, conferințe, chiar și cu 1000-2000 de participanți, însă în rest, bărbatul Gașpar sau omul Gașpar nu e atât de dezinhibat pe cât poate fi terapeutul Gașpar uneori. Și asta pentru că rolul de terapeut m-a ajutat să mă expun foarte mult și aici am niște abilități suficient de bine dezvoltate, însă în plan personal sunt destul de rezervat și destul de discret. Se întâmplă să te apropii de pacienți, de clienți? Se întâmplă foarte rar să nu mă apropii de clienți. Și îndrăznesc a spune că țin foarte mult la clienții mei. Cred că e greu de făcut această meserie dacă nu ești implicat și din punct de vedere emoțional. Dar nu e la fel de greu să le iei problemele cu tine acasă, de la cabinet? Din fericire, asta nu se întâmplă. Pentru că mi-e foarte, foarte clar că datoria terapeutului nu este aceea de a rezolva problemele clientului, ci datoria terapeutului este aceea de a crea un cadru de siguranță în care clientul să poată să verbalizeze, să pună în cuvinte, să descarce lucruri pe care le gândește conștient sau inconștient. Și în momentul în care te așezi în fața clientului și ai impresia că poți să-i rezolvi problema, te transformi într-o zeitate și cred că e foarte periculos. Eu încerc să rămân omul Gașpar, care probabil că deține mai multe informații datorită studiilor, însă nu cred că sunt cu nimic mai bun sau mai mult decât oamenii din fața mea. Și atunci când vine cineva, îi ofer acel cadru de siguranță și dau dovadă de foarte mult respect față de povestea vieții, indiferent de cum arată acea viață, chiar dacă nu sunt de acord cu anumite pasaje din istoria de viață a clientului. Și în momentul respectiv deja nu te mai încarci atât de mult cu problemele. Asta nu înseamnă că nu te încarci cu emoțiile. Încă o dată spun, nu cred că poți face psihoterapie în adevăratul sens al cuvântului dacă nu există această conectare emoțională. Sunt ședințe de terapie în care lăcrimez alături de clienții mei atunci când îmi povestesc abuzuri sau dureri foarte profunde pe care le-au dobândit în perioada în care erau copii sau adolescenți și asta cred că face parte din condiția umană. Nu cred că ne putem ajuta altfel decât dacă există această rezonanță emoțională. Terapeutul Gașpar este prietenul celor pe care îi tratează? Uneori da, o parte dintre oamenii pe care i-am întâlnit pe parcursul carierei și-au imaginat că suntem prieteni, doar că eu le reamintesc din nou și din nou că o relație de prietenie e foarte diferită, pentru că într-o relație de prietenie există reciprocitate. Te deschizi tu, se deschide Adi, mă deschid și eu. În ceea ce privește cadrul terapeutic, se deschide clientul. Terapeutul poate vorbi, exact, terapeutul poate vorbi despre vulnerabilități, despre perioade dificile, dar nu poate vorbi despre problemele sale actuale. Și de fiecare dată când face o autodezvăluire, o face pentru că ar putea fi în beneficiul clientului sau al procesului terapeutic. Însă relația de prietenie nu implică bani de obicei, iar eu primesc la sfârșitul ședințelor, sunt remunerat pentru acele 50 de minute sau 60 de minute sau 90 de minute, depinde de câți pacienți sunt în cabinet sau clienți. Și asta nu se întâmplă în relațiile de prietenie de obicei. Care este cazul care te-a marcat foarte tare ca psihoterapeut? Există așa ceva? Un caz mai dificil pentru tine? Mi-e foarte greu de răspuns la această întrebare pentru că nimeni nu vine de acasă cu mâna goală.
cu toții aducem niște dureri psihologice și emoționale. Și atunci când cineva își deschide sufletul și îmi povestește, poate eu sunt primul om din viața acelei persoane care află despre abuzurile sexuale, despre seriile în care nu aveau ce să mănânce, despre zilele în care mergeau la școală și le intra apa în pantofi. Momentul în care auzi astfel de povești de viață, e greu să ai povești care să te atingă mai mult sau povești care să nu te atingă atât de mult. Dacă nu mă atinge o poveste, mă întreb ce nu e în regulă cu mine. Mă întreb dacă s-a activat un mecanism de apărare, dacă e ceva ce mă împiedică să mă emoționeze povestea de viața clientului. Însă recunosc că sunt un pic mai sensibil atunci când lucrez cu copii. Cu copii care sunt aduși de părinții lor, părinți care din vari motive nu pot să le ofere celor mici acea siguranță, acea iubire, acea afecțiune de care un copil are nevoie. Și le spun deseori taților, de exemplu, că mi se pare foarte nedrept să vină preadolescentul sau școlarul mic la mine în terapie să-mi povestească lucruri pe care dumneavoastră, de exemplu, nu vi le-a spus niciodată, nu mi se pare că e corect, nu cred că așa ar trebui să stea lucrurile. Și dacă eu pot să-l ascult pe fiul dumneavoastră și dumneavoastră trebuie să puteți face asta. Poate nu găsiți timpul potrivit, poate nu găsiți cuvintele prin care să-l încurajați să verbalizeze ceva, însă vă pot ajuta să schimbați aici ceva. Eu vreau să fac o mărturisire în această seară la cină. N-am fost niciodată la un psihoterapeut. Poate am reușit să-mi gestionez singură stările de anxietate sau micile nefericiri din adolescență, când credeam că dacă nu mi-a răspuns la salut un băiat, s-a prăbușit lumea. Probabil că sunt mulți ca mine, sau poate nu știu eu că mare parte dintre prietenii mei merg deja în fața unui psihoterapeut cu problemele pe care le au. Se poate vorbi, încerc să spun că sunt novice și dacă mi este o greșită o întrebare, te rog să-mi atragi Sigur. Atenția. Se poate vorbi despre o rată de reușită? Se poate. În momentul în care ne referim la terapia individuală cu un singur client, rata de succes este mult mai mare decât atunci când ne referim la terapie de cuplu, de exemplu. De regulă, cuplurile așteaptă mult prea mult până se ceară ajutor de specialitate și de foarte multe ori relația deja a intrat în moarte clinică sau efectiv nu mai există viață în acea relație dintre parteneri și totuși vin la terapie și în paralel merg și la un avocat sau vin la terapie pentru că nu vor ca la un moment dat copiii să le reproșeze mama, tata, nu ați făcut tot ceea ce ar fi fost cu putință pentru a vă salva relația și a ne salva familia. Iar atunci când vine vorba de terapia individuală, rata de succes e un pic mai crescută pentru că din punctul meu de vedere, indiferent de ce vârstă avem, indiferent de dificultățile cu care ne confruntăm sau de copilăria pe care am avut-o, putem face schimbări. Nu putem salva orice relație, din păcate, deși ăsta era visul meu la un moment dat, să salvez toate relațiile de cuplu din România, pentru că n-am putut să salvez relația de cuplu a părinților mei. Însă mi-am dat seama că acest lucru nu e posibil, dar atunci când vine vorba de relația cu propria persoană, asta poate fi salvată, indiferent de cât de dificil ar fi situația în care ne-am aflat. În momentul în care simți că l-ai tratat pe cel din fața ta, pur și simplu îi spui, gata, s-a terminat, nu ne mai vedem de săptămâna viitoare, nu? E puțin mai firesc și mai natural procesul terapeutic de atât. De regulă își dă seama și clientul și terapeutul că s-a lucrat suficient de mult. Și terapia e un proces cu mai multe etape și în ultima etapă distanța dintre ședințe este mult mai mare. Nu ne mai vedem o dată pe săptămână, nu ne mai vedem o dată la două săptămâni, poate ne vedem o dată pe lună. Pe de altă parte, trebuie să fiu sincer și să recunosc că în secolul 21 un terapeut bun sau suficient de bun devine ca un medic de familie pentru client, pentru familia clientului și nu se încheie relația pentru totdeauna. Poate nu ne-am mai văzut de 6 luni, trece cuplu sau familia printr-o criză și îmi dau un telefon că aș par avem nevoie să venim să vorbim pentru că ne dăm seama că e un pic mai ușor totuși la tine în cabinet decât acasă. Răspunzi la telefon la orice oră? Nu.
Nu, pentru că e nevoie de limite în această meserie. Nu cred că un terapeut sau un medic poate să-și facă suficient de bine meseria dacă este disponibil 24/24. Majoritatea clienților mei știu că în zilele în care am terapii, fac 2 zile de terapii pe săptămână, marțea și joia, sunt de dimineață de la 9 până seara la 9 în cabinet și atunci e imposibil să răspund la telefoane sau mesaje. În celelalte zile, de regulă, pe mail sunt destul de disponibil, iar dacă știu că cineva trece printr-o perioadă dificilă, stabilim momente în care pot fi contactat. Au fost și pacienți care au trecut prin COVID, care au venit în perioada asta la tine în cabinet sau te-au contactat pentru ședințe online? Am avut câțiva clienți. Cumva din cauza sau datorită faptului că lucrez în special în terapii de lungă durată, de o bună perioadă de timp nu mai pot să mai primesc cazuri noi în terapie. Iar dintre clienții pe care îi știu de o lungă perioadă de timp au fost câteva persoane care, da, s-au infectat de COVID. Dacă o persoană are o relație de cuplu suficient de stabilă, are prieteni, are oameni de încredere pe care se poate baza, nu are o nevoie atât de mare de terapeut atunci când se confruntă cu o boală, de exemplu. Însă acele persoane care sunt singure și care nu se pot baza pe cei din jur din vari motive, au nevoie de o susținere mult mai mare din partea terapeutului. Am notat aici și nu vreau să greșesc, în momentul în care am făcut documentarea pentru această emisiune, am găsit în dreptul numelui tău specialist în hipnoză clinică. Ce înseamnă asta mai exact? E ca în filme? Nu neapărat. În filme există foarte multe mituri cu privire la hipnoza clinică. Hipnoza e o formă de a relaționa cu noi înșine, prin care să fim cu adevărat atenți la corpul nostru, la emoțiile noastre, la sentimentele noastre, la amintirile noastre. Și orice persoană poate intra într-o stare de hipnoză, într-o stare de transă hipnotică, dacă se relaxează suficient de mult. Pentru ce se folosește acest gen de terapie? Pentru a accesa amintiri pe care e greu să le accesăm în mod intenționat, pentru a ne întâlni cu părți din noi pe care din vari motive le-am pierdut sau le-am uitat, pentru a găsi resurse interioare pe care nu le putem accesa în mod intenționat, voit sau conștient. De regulă, în momentul în care o persoană simte că are un blocaj pe care nu îl poate gestiona doar prin terapie verbală, terapeutul, dacă e specializat și în hipnoză, poate aplica astfel de tehnici pentru a facilita procesul de dezvoltare personală. Iartă-mi ignoranța, dar cum faci? Te uiți la mine, mă rogi să mă relaxez și eu am intrat în această transă? Fiecare transă necesită înainte o conectare între client și terapeut. Eu obișnuiesc să le spun clienților mei dinainte că în ședința următoare putem practica, putem exersa, dacă își doresc, o transă hipnotică pentru a vedea ce mai putem scoate din subconștient. Și de regulă încurajez persoana să-și caute o postură cât mai confortabilă, pe canapea sau pe scaun, depinde unde stă așezată, și să-și închidă ochii. De regulă avem nevoie de asta pentru a anula stimularea exagerată din exterior și să-și concentreze atenția asupra respirației și să-și permită a se lăsa ghidată de cuvintele pe care le aude, de afirmațiile care vin din partea terapeutului. Și iarăși vorbim despre rata de reușită. Funcționează? Funcționează. Dacă persoana își permite să renunțe puțin la control și dacă are suficient de multă încredere în relații, în ceilalți, în terapeut, poate ajunge destul de profund în universul interior. Persoanele care au învățat că lumea este un mediu extrem de periculos și că nu se pot baza pe cei din jur vor avea dificultăți majore în a-și permite o astfel de stare de relaxare. Mai sunt foarte multe chestiuni pe care aș vrea să le discutăm la cină, dar e vremea publicității. Rămâneți cu noi, ne întoarcem în doar câteva momente. Rămâneți cu noi, emisiunea La Cină, susținută de Tefal, Domeniul Bogdan și Aqua Carpatica. Continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Tefal, Domeniul Bogdan și Aqua Carpatica.
Ne-am întors, suntem la cină, într-o ediție specială în această seară, cu psihoterapeutul Gașpar Gheorghi. Gașpar, te-ai dezvoltat într-un mediu nu tocmai prietenos, am vorbit în prima parte a emisiunii despre asta și, cu toate astea, nu a fost doar întuneric în viața ta. De unde venea lumina? Au fost câțiva oameni importanți în copilăria mea, așa cum e bunicul din partea tatălui, care a reprezentat un model de viață pentru mine. Din păcate, bunicul a trecut în neființă destul de devreme. Am mai avut o relație foarte apropiată cu bunica din partea mamei, care e una dintre cele mai ambițioase femei pe care eu le cunosc și care mi-a transmis din ambiția și din perseverența ei. Iar dacă părinții noștri au făcut o treabă foarte, foarte bună, aceasta e reprezentată de faptul că au încurajat foarte mult apropierea dintre mine și sora mea, care e cu 4 ani mai mică. Și avem în continuare o relație specială și cred că asta ne-a ajutat și pe mine și pe ea să vedem momentele frumoase din perioadele dificile. Și ai o relație foarte bună cu divinitatea, ne-ai spus-o deja, dar aș vrea să te mai întreb cât de tare ajută credința în Dumnezeu într-o vindecare a pacientului. Cred că ajută foarte mult credința în orice sau în oricine, atâta vreme cât ne putem permite să credem într-o entitate, într-o forță. Eu cred în Dumnezeu pentru că am fost crescut în acest spirit creștin. Însă dacă o persoană crede în mama natură sau în energie sau în univers, cred că e la fel de important și de benefic. De altfel, studiile de specialitate din psihologia sănătății ne arată foarte clar că atunci când vine vorba de o boală, indiferent de natura acesteia, recuperarea se face mult mai repede dacă persoana respectivă are credință. Noi avem această rubrică, selfie-ul emisiunii, este o fotografie pe care o facem aici, la această masă, și o publicăm pe site-urile noastre de socializare. Cum ești cu site-urile de socializare? Încerc să am cât mai mare grijă față de comportamentul meu din online, pentru că știu cât de ușor te poate fura internetul și cât de simplu e să pierzi 10 de minute navigând pe diferite platforme. 10 de minute? Ești optimist? E... Da, sigur. Bine, om are servici, nu ca noi. Mi-am propus să fiu activ doar pe Facebook și Instagram, sunt singurele platforme de social media pe care le folosesc și nici nu vreau să mă apropii de altele atâta vreme cât se poate, iar pe acestea să le gestionez cât mai conștient, să nu petrec mai mult timp cu telefonul în mână decât cu mâna partenerei, de exemplu, sau să nu petrec mai mult timp cu telefonul în mână decât aș respira, fiind atent la ce se întâmplă în corpul meu. Am câteva reguli foarte clare, încerc să duc o viață disciplinată. Merge? Reușești? Nu de fiecare dată. Nu e atât de simplu și de ușor pe cât ar crede oamenii. Mulți oameni au impresia că dacă ești terapeut poți să te controlezi mult mai ușor sau să faci față dificultăților mult mai ușor. E una să ai informațiile aici în creierul ăsta matur și rațional, informațiile teoretice, și alta să le și implementezi în viața ta și să faci în așa fel încât să ajungă de la minte la inimă. E o provocare cel puțin pentru mine, însă nu renunț ușor. Dacă nu ai fi fost terapeut, ce altceva ți-ar fi plăcut să fii? Visam la un moment dat să devin profesor de istorie și probabil că aș fi fost un profesor suficient de bun, gândindu-mă acum la pasiunea mea față de istoria de viața oamenilor. Când ai plâns ultima dată? De curând am organizat un workshop pentru cupluri acum câteva zile. Și în aceste workshop-uri lucrăm destul de mult și pe ce bagaje emoționale aducem din copilărie. Iar una dintre cliente, una dintre participantele la workshop, împreună cu partenerul ei, a povestit despre cât de greu i-a fost atunci când tatăl ei a decedat și n-a putut să-și ia rămas bun de la el. Și m-a emoționat atât de mult încât am rezonat cu durerea ei, pentru că și tata a decedat acum ani buni. Și acela a fost un moment în care am plâns. Ce sau cine îți lipsește astăzi? Îmi lipsesc foarte mulți oameni dragi cu care nu ne putem întâlni din cauza pandemiei. Îmi lipsește mama, care e la satul mare și pe care o văd destul de rar. Îmi lipsește sora mea, care e la Cluj. Și recunosc cu toată sinceritatea că îmi lipsește tata. L-am pierdut când aveam 18 ani și un pic.
și uneori îmi lipsește acel tată pe care l-am pierdut, alteori îmi lipsește tatăl pe care nu l-am avut niciodată. Care este cuvântul care te definește cel mai bine? Grea întrebare. Curaj? E un răspuns sau o întrebare? E un răspuns. Ce nu-ți place la români? Mi-aș dori atât de mult să fim mult mai atenți la felul în care interacționăm unii cu alții. Să fim un pic mai conștienți de importanța spațiului invizibil dintre noi. Pentru că ce mi-e foarte, foarte clar e că de calitatea relațiilor noastre depinde calitatea și durata vieții noastre. Iar aici inteligența relațională a noastră a românilor e foarte scăzută. Și avem nevoie să facem ceva la modul cel mai serios pentru a ne fi un pic mai bine și pentru a le lăsa copiilor și nepoților o moștenire mult mai sănătoasă. Ce ai face dacă ai câștigat la loto? Nu știu ce aș face. Cred că le-aș da celor dragi mulți bani. Mamei, de exemplu, să nu-i mai fie greu cu pensia mică, bunicii la fel. Cu siguranță aș și dona o parte din bani copiilor care se confruntă cu diferite provocări. Și aș pune deoparte. I-aș pune deoparte pentru zilele grele, pentru bătrânețe, pentru momentul în care nu aș mai avea la fel de multă putere de muncă. Cine te așteaptă acasă? Persoana dragă. Când ai spus ultima dată îmi pare rău? Spun foarte des asta. Încerc să repar atunci când greșesc într-o relație și știu că acest iartă-mă, îmi pare rău, reprezintă un prim pas foarte important. Nu cred că putem avea relații sănătoase fără să greșim și cred că e datoria noastră, indiferent de persoana față de care am greșit, să ne recunoaștem vina și contribuția și să putem spune acest îmi pare rău și mai mult decât atât să facem ceva după pentru a repara. Nu cred că e suficient. Psihologia relațiilor ne spune foarte clar că după ce ai dat o bară, e nevoie de cel puțin 5 comportamente pozitive pentru a repara sau a vindeca rana relațională pe care ai comis-o. Dacă ai avea de salvat un copil sau un bătrân, către cine ți-ai îndrepta atenția? Către un copil. Cred că, din multe puncte de vedere, copiii reprezintă viitorul și copiii reprezintă viața. Și cred că în fiecare copil salvat trăiesc mai departe oamenii cu care ai interacționat. Și cred în puterea vieții, în evoluție, în a merge mai departe, chiar dacă asta presupune unele sacrificii. Mulțumesc, Adi, mulțumim foarte mult pentru masă. Să ne fie de bine. Să ne fie. Îți mulțumim foarte mult că ai fost cu noi la cină în această seară. Eu personal am învățat o grămadă de lucruri în seara asta. Sper că și telespectatorii noștri au reținut că nu sunt singuri și că dacă au nevoie de ajutor, el există. Mulțumim încă o dată pentru prezența la cină. A fost o plăcere, mulțumesc. Și dumneavoastră, vă mulțumim pentru atenție. Ne revedem și săptămâna viitoare la cină. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Tefal. Domeniul Bogdan și Aqua Carpatica. Ne revedem săptămâna viitoare.